În decursul zilei de astăzi, polițiștii mehedințeni au verificat modul în care sunt respectate prevederile legale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 printr-un control rutier. Au fost oprite atât microbuze cât și autovehicule pentru transportul elevilor. Măsuri de protecție împotriva SARS-CoV-2. Permis, buletin, certificat, asigurare sunt prezentat și mie. Câte persoane transportați? Verifică colegul meu acolo. Acțiunile sunt desfășurate zilnic în sistem integrat pe raza întregului județ, fiind vizate în special zonele aglomerate, piețele, târgurile și terasele, dar și mijloacele de transport. O atenție sporită fiind acordată mijloacelor de transport școlar. În contextul creșterii cazurilor de COVID-19, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, în colaborare cu Biroul Rutier, au continuat acțiunile de verificare în trafic a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane. În cadrul acestor activități au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 4.500 de lei. Recomandăm tuturor să poarte masca de protecție, să păstreze distanțarea fizică și să nu se expună la riscuri. La data de 28.10.2020, lucrători din cadrul Biroului Siguranță Școlară, în colaborare cu lucrători de la Biroul Rutier, au organizat și desfășurat pe raza municipiului Drobeta Turnul Severin o acțiune având ca scop prevenirea și răspândirea virusului SARS-CoV-2. În acest scop au fost oprite și verificate în trafic mai multe microbuze de transport persoane. Scopul forțelor de ordine nu este aplicarea de sancțiuni, ci acela de a determina toți cetățenii să conștientizeze necesitatea respectării tuturor normelor sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirii cu COVID-19. Mehedințenii trebuie să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri.